Bine ai venit la o nouă întâlnire cu prietenul nostru Microbit. Astăzi te invit să descoperim și să utilizăm împreună spațiul de instrumente utile aferente plăcuței Microbit. Dacă ai plăcuța fizică Microbit, te rog să o conectezi la calculatorul tău și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună cu elevii de clasa a 7-a la ora de informatică și TIC. Te invit să rezolvăm împreună următoarea aplicație practică. Să afișăm pe plăcuța Microbit suma valorilor variabilelor X și Y în cazul în care a fost apăsat butonul A al plăcuței Microbit, respectiv diferența valorilor celor două variabile X și Y în cazul în care a fost apăsat butonul B al plăcuței Microbit. De exemplu, dacă X egal cu 5 și Y egal cu 3, atunci, dacă este apăsat butonul A pe plăcuță, se afișează valoarea 8, iar dacă va fi apăsat butonul B pe plăcuța Microbit, se va afișa valoarea 2. Pentru rezolvarea aplicației propuse, se creează un nou proiect. Din zona de instrumente Input, se selectează blocul pentru apăsarea butonului A, respectiv pentru apăsarea butonului B. Folosind zona de variabile, se creează două variabile X și Y, iar prin utilizarea blocului Set, aceste două variabile vor primi valori de intrare. Pentru variabila X vom folosi valoarea 5, iar pentru variabila Y vom folosi valoarea 3. Din blocul de instrumente Basic se utilizează blocul Show Number și se utilizează de asemenea din blocul de instrumente matematice operatorii de adunare și scădere care vor funcționa cu valorile variabilelor X, respectiv Y. Prin compunerea blocurilor deja create, în momentul în care la execuție se apasă pe butonul A, se observă că pe plăcuța Microbit apare mesajul 8, iar dacă se apasă butonul B, apare numărul 2. Să observăm și codul Python generat. Aplicație practică 2. Determină și afișează pe plăcuța Microbit denumirea zilei din săptămână corespunzătoare unei cifre cunoscute, ce aparține mulțimii numărilor naturale din intervalul 1-7, respectiv 1 pentru luni, 2 pentru marți, 3 pentru miercuri, 4 pentru joi, 5 pentru vineri, 6 și 7 pentru weekend. În codul prezentat, din zona de variabile se creează variabila zi și se utilizează blocul set pentru atribuirea valorii 6. Din blocul de instrumente logic se optează pentru utilizarea repetată a blocului if-else pentru verificarea valorii variabilei zi. Astfel, dacă aceasta are o valoare naturală din intervalul 1-5, atunci pe plăcuța Microbit se va afișa denumirea zilei din săptămână corespunzătoare. În caz contrar, se execută blocul showString din ultima ramură de else a codului. Observați și codul Python generat de aplicație, precum și structurile alternative if utilizate. Aplicație practică 3. Cunoscându-se vârstele celor trei prieteni, Ana, Andrei și Alex, să se afișeze pe plăcuța Microbit numele copilului cu vârsta cea mai mare. Pentru rezolvarea problemei vor fi utilizate variabilele vârsta Ana, vârsta Andrei, vârsta Alex, vârsta Max și nume.
Să presupunem că primele trei variabile au în această ordine valorile 12, 15 și 11. Se va inițializa variabila vârsta max cu valoarea variabilei vârsta Ana, adică cu valoarea 12, iar valoarea variabilei nume cu Ana. La pasul 2 se verifică dacă valoarea variabilei vârsta Andrei este mai mare decât valoarea variabilei vârsta max și, cum această condiție este îndeplinită, variabila vârsta max își modifică valoarea la 15, iar variabila nume va primi valoarea Andrei. La pasul 3 se procedează similar ca la pasul 2 și se verifică dacă valoarea variabilei vârsta Alex este mai mare decât valoarea variabilei vârsta max. Această condiție nu este îndeplinită și, deci, valorile variabilelor vârsta max și nume rămân nemodificate. Pentru rezolvarea cerinței propuse, din grupul de instrumente variabile se creează variabilele vârsta Ana, vârsta Andrei și vârsta Alex. Cu ajutorul comenzii set, aceste variabile vor primi valorile 15, 30, respectiv valoarea 45. Se inițializează valoarea variabilei vârsta max la valoarea variabilei vârsta Ana. Vom utiliza de asemenea o variabilă nume în care vom reține numele prietenului cu vârsta cea mai mare. Din blocul de instrumente variabile se creează variabila nume, care va primi pentru început valoarea Ana. Cu ajutorul blocurilor logice if, se verifică dacă valoarea variabilei vârsta max este mai mică decât valoarea variabilei vârsta Andrei. Și în acest caz, se modifică valorile variabilelor vârsta max la valoarea variabilei vârsta Andrei și valoarea variabilei nume la Andrei. Se observă utilizarea operatorilor de comparație din blocul de instrumente logic. Se procedează similar și se verifică dacă valoarea variabilei vârsta max este mai mică decât valoarea variabilei vârsta Alex. Și în caz afirmativ, se modifică valorile variabilelor vârsta Alex și valoarea variabilei nume la Andrei. Se observă utilizarea operatorilor de comparație din blocul de instrumente logic. La fiecare comparație realizată, odată cu modificarea valorii variabilei vârsta max, se modifică și valoarea variabilei nume. La finalul codului, se afișează valoarea variabilei nume cu ajutorul comenzii showString din blocul de instrumente basic. Pentru valorile de inițializare propuse 15, 30, respectiv 45, se afișează mesajul Alex pe plăcuța microbit, deoarece acesta are vârsta cea mai mare. Să observăm și codul Python generat de algoritm cu structurile alternative utilizate. Exersează singur. Determină și afișează pe plăcuța microbit denumirea lunii din an, corespunzătoare unei valori cunoscute ce aparține mulțimii numerelor naturale din intervalul 1-12, respectiv 1 pentru ianuarie, 2 pentru februarie, 3 pentru martie, 4 pentru aprilie, 5 pentru mai, 6 pentru iunie, 7 pentru iulie, 8 pentru august, 9 pentru septembrie, 10 pentru octombrie, 11 pentru noiembrie și 12 pentru decembrie. Felicitări!
Astăzi ai învățat cum poți utiliza spațiul de instrumente în programarea plăcuței Microbit. Fii prietenul roboților!